ce se întâmplă piața mondială cu prețurile energiei. Și n-ar trebui noi să... Deci, săptămâna trecută, eu nu sunt mare expert, dar i-am dat această întrebare lui domnului director la Energocom, zic, dar voi când vă apucați de prețurile la curent electric? Că cu gazul de-am băt, cheșeți, luptați pentru agenții economici. Apropo, trebuie să vorbim, deși nu lupte pentru persoanele fizice. Îți dau și eu explicație, că e important oamenii să o cunoască. Deci, le-am spus, băi, dar de ce nu cumpărați voi, acum, deja mai multe săptămâni, a apărut o tendință pe piața din UE, nu din Moscova la Gazprom, față de care iau tot mai multe pretenții. Deci, tot au apărut mai multe volume foarte mari de energie electrică la preț negativ. Și înseamnă ca oamenii să înțeleagă la preț negativ. Spre exemplu, record săptămâna trecută a fost Olanda, erau 240 de euro megawatt-oră, prețul negativ. Germania era în jur de 150-160 de euro. Știți ce înseamnă preț negativ, domnul Goț? Asta înseamnă că atunci când tu cumperi, ca Energocom astăzi, în Olanda v-a spus 240 de euro megawatt. Asta înseamnă că îți plătesc 240 de euro pentru megawatt ca tu să o iei. Serios? Serios. Asta se numește presiune. Asta e informație. Eu nu voi deschid acum taina secolului. Deci asta este informație publică cu bursele. Ce se întâmplă la bursele europene. Și vă spun, această săptămână a intrat recordul 240 de euro megawatt oră Olanda, și 100, în jur de 150-160 de euro Germania. Așa, și preț, noi ce trebuie? Deci înseamnă, ca oamenii să înțeleagă, astăzi Energocomul o ie de la Cuciurgani, după asta o vinde la Red North și tot așa. Dar ei nu pot azi să atcăzați, să refuze așa de la Cuciurgani. Dar nimic nu împiedică să o iei pe asta, care astăzi încă o dată, nu că se ți-o dă gratis, dar încă îți dau bani care s-o prie, că din cauza a început să bată vânt, cum zice doamna Gavriliță mai tare, panouri solare și deci energie, zelenă energie, energie verde. Verde, da. Da. Volumul ei a crescut, ei n-au unii o păstra, și de asta ei sunt gata încă să dai bani pentru asta. Și trebuie să o iei pe asta de la Cuciurgani, cu asta pentru care își dă bani, și o mixuiești, adică o amesteci pe nașamă. Și asta influențează direct scăderea prețului de energie electrică. De ce nu se face, domnule Gonț? Război hibrid. A, război hibrid, ia până.